Considerată cea mai luxoasă stațiune de pe întreg litoralul, Mamaia își etalează falnică plajele și hotelurile. Indiferent de buget, principala preocupare a turiștilor proaspăt sosiți în vacanță este cazarea. În întâmpinarea acestora, încă de la intrarea în stațiune, vin pensionarii care le oferă cazare mai ieftină. În ciuda temperaturilor ridicate, vârstnicii stau de dimineață până seara în așteptarea turiștilor. Unii își închiriază doar propria locuință, alții mai duc turiști și la vecini pentru un comision de 10%. De la an la an, oamenii așteaptă nerăbdător sosirea verii pentru a-și rotunji veniturile. Aceștia spun că merg pe încredere în ceea ce privește găzduirea turiștilor. Până acum nu au avut probleme. Nu li s-a furat nimic din casă și nici bunurile nu le-au fost stricate. Comision mic luăm, pensia e mică. Cât este comisionul? 10% luăm. Pensia e mică, ce faci cu 3 milioane jumate? Poți să-ți cumperi și medicamente, să plătești întreținere. Dar aveți încredere să lăsați camera pe mâna unor necunoscuți? Nu ați pățit niciodată? Luăm buletin, ne uităm în buletin, luăm datele de pe buletin, luăm tot frumos, scriem, dăm cheile la oameni. Nu ne fură oameni, nici noi nu înșelăm cu nimic ca pe oameni. Absolut. Asta este. Ați rămas în relații bune cu unii turiști, în așa fel încât să vină an de an? Da, vin an de an, mă sună la telefon, am, de ce să nu recunosc că nu am? Cam pensii de 3 milioane jumate. Ce faci cu 3 milioane? Bănuiesc că stați de azi dimineață. Veniți zilnic, nu? Zilnic, da, și tot dimineața până seara. Și sunt zile care plec cu mine în buzunar acasă, că nu-s turiști. Nu solicită cel mai mult turiștii? Au pretenții, eu știu, vorbesc aici despre aer condiționat, despre alte frigide. Da, da, aer condiționat, mobilă nouă, plazme. Mașină de spălat. Da. Da. Care este cel mai mic preț la care sunteți dumneavoastră dispusă să lăsați o cameră, spre exemplu? O cameră? 100 de lei, 80 de lei, 75 de lei la cele necomandate. Deci cam prezentul în timp de weekend, la cât poate ajunge suma pe care o cer? 100 pe cameră, 200 pe un apartament, depinde, dar nu sunt. Depinde cum. Contează și numărul persoanelor? Da, bineînțeles. Mai mult de 4, 5. Să ții și un copil, să ții și un copil. Mai mult nu. Dacă sunt mai multe persoane, bănesc că automat crește și prețul, nu? Nu băgăm mai mult, pentru că nu sunt condiții. La două camere câte persoane pot să dormă? Tarifele la cazare în stațiunea Mamaia au sărit în aer în această perioadă, așa că mulți turiști profită de ocazie și se cazează la particulari. Cum a fost domnul? A încercat să vă ofere cazare? A, nu, noi am sunat dinainte și am rezervat. Da? Te-ai încumetat să te cazezi într-o casă care... Păi, să stai cu persoane care nu le cunoști? Arată? Da, de ce nu? E mai avantajos așa, e mai ieftin? Probabil, probabil. Este mai avantajos să te cazezi în gazdă la cineva decât la un hotel sau la o pensiune? Da. Este, că mâncare am găsit și rest a fost totul ok. Pentru a-i câștiga pe turiști, pensionarii sunt dispuși să lase din preț, așa că de multe ori constată după plecarea acestora că după achitarea facturilor la lumină și apă rămân cu mai nimic.